Două spitale noi ar putea fi construite la Botoșani în următorii câțiva ani. Reprezentanții Consiliului Județean speră să obțină pentru ele aproximativ 600 milioane de lei fonduri europene prin programul de sănătate derulat de Ministerul Sănătății. Consilierii județeni au fost chemați la instituție să aprobe documentele tehnice și economice. Reprezentanții Consiliului Județean Botoșani vor să construiască două spitale noi în municipiu, unul pentru pediatrie și celălalt pentru psihiatrie. Ambele secții funcționează în clădiri vechi și atât de deteriorate încât părți din ele nici nu pot fi modernizate. Este, dacă vreți, un pas major pe care îl face Consiliul Județean Botoșani pentru spitalul de urgență Mafamadi în realizarea primelor spitale mari în municipiu, reședință de județ. Nu sunt proiecte singulare, mai urmează și altele. Important este pentru noi să fim extrem de determinați. Consilierii județeni au aprobat documentele tehnice și economice. Spitalul de psihiatrie ar urma să aibă 4 etaje și va costa peste 270 milioane lei. Aceste construcții noi reprezintă, cred, cea mai mare investiție în județul Botoșan, dar eu o spun cea mai mare pentru că eu sunt un om al sistemului sanitar și atunci vorbim de spital. Trebuie să ne gândim că deja suntem în 2023 și ne dorim să oferim pacienților și aparținătorilor cele mai bune condiții. Spitalul de pediatrie a fost proiectat cu două niveluri de subsol, parter și 5 etaje. Construcția sa este estimată la peste 330 milioane lei. Ambele clădiri ar urma să fie amplasate pe terenul pe care acum funcționează cele vechi. Și o specialitate și cealaltă sunt foarte importante pentru județul Botoșan, de exemplu, psihiatria are o adresabilitate foarte crescută. E dureros să spuneți că noi avem acolo 324, iar rata de ocupare a 4 depășește 70%. Iar eu, ca om de Nacaba, spun că și pacienții de la psihiatrie trebuie tratați în condiții omenești. Programul de sănătate încă nu a fost deschis. Ca să economisească timp, Consiliul Județean Botoșani va organiza licitațiile pentru execuția lucrărilor înainte de alocarea banilor. Sumele pe postul de sănătate probabil nu vor fi atât de mari încât să cuprindă tot necesarul de la nivelul țării. Așadar, va fi o bătălie foarte grea pentru noi, pentru administrația județului Botoșani. Programul de sănătate ar urma să aibă un buget de până într-un miliard de euro. Consiliul Județean Botoșani speră să atragă din el peste 100 milioane de lei.